Dragi prieteni, bine v-am găsit. Dacă îl mai țineți minte pe Costel Gâlcă, bine, el a fost demis de la echipa pe care a antrenat în campionatul Arabiei Saudite, așa scrie pe site-ul acestei echipe, Al-Fayha FC, o echipă pe care o lăsase pe locul 12 după 9 etape. Am aflat de asemenea că Marius Șumudic are oferte grele din golf, oferte care l-ar face om în sfârșit pe Șumudic, acesta câștigând undeva la 800 de mii de euro pe an la Kayseri. Ar avea niște oferte de 4-5 ori mai mari, pretinde el, din zona golfului. Dar e adevărat că dacă ajunge acolo, Dane, nici nu mai iese. Odată ce te obișnuiești cu zona respectivă, tu ești șters de pe lista antrenorilor cu pretenții. Dacă ești european, de pe lista antrenorilor europeni, dacă ești sud-american, de pe lista antrenorilor sud-americani, nu mai existi și îți vezi de număratul gologanilor, sigur, cu o condiție, să-i și ai. Să-i și vezi, să-i și primești. Pentru că una scrie în contract, te duci la un club de ăsta de care n-ai auzit niciodată. Tu n-ai auzit nici de țara aia niciodată. Da? Te cheamă unii Bahrain la o echipă, să bate la titlu, ți se spune. Ajunge acolo, să bate ea la titlu, dar în Liga a doua. Așa, ți se spune că iei 4 milioane de... Da? Dolari, de obicei. De dolari, să zicem. Ha. Dar după aia, când vezi contractul, e 4 milioane de țechini de aia, de ai lor. Da? Deci nu, să nu credeți în gogoșile astea, pentru că am mai discutat despre acest subiect. În general, banii care sunt anunțați în presă nu sunt și cei reali în zona respectivă. Bun, dar nu vreau să ne întindem, doar atâta că fiind pe cai mari, Marius Șumudică este ofertat din zona golfului, într-un moment în care Costel Gâlcă are șanse mari să se întoarcă acasă. Noi am vorbit ieri un pic și despre conflictul dintre Contra și Dinu, cei doi se detestă din mai multe motive. Gazeta Sporturilor încearcă să enumere unele dintre ele. Ele ne duc puțin în timp, sigur, nu știu dacă exact astea sunt motivele reale. Cei doi pot să le dezmintă oricând. De exemplu, Contra, dacă l-ai întreba, ar spune nu, nu mi-amintesc, nu-i vorba de așa ceva. Dar în orice caz ele sunt enumerate. Aici, pe de altă parte, presa turcă îl critică pe Mircea Lucescu înaintea meciului de mâine de la Cluj cu Naționala României. Îl critică nu pentru că a ales un adversar insignifiant în pregătire, ci pentru că declarațiile sale vizând străinii din campionatul turc n-au fost pe placul bașcanilor presei de la Stambul. Da. Bun. Mircea Lucescu are obsesia asta de a găsi mereu chichițe. Și una dintre ele în momentul de față este cea privind numărul de jucători străini prezenți în campionatul Turciei. Ne aducem aminte de întâlnirea cu Erdogan, ne aducem aminte de influența pe care o are la în diferite cercuri de putere din Turcia și se pare că regula cu limitarea numărului de străini va intra în vigoare cât de curând. Da. În Turcia. Nu știu dacă e neapărat un lucru rău ăsta, sincer spun, pentru că ei nefiind membri UE ar putea să facă lucruri de genul ăsta fără probleme. Sigur. În orice caz, în Turcia nu are această idee numai partizanie și pe undeva este firesc, pentru că, deși, să spunem, șansele naționale sunt mai mici, poate, de a găsi pentru viitor jucători competitivi, crește totuși atractivitatea, puterea de atracție a campionatului. Nu neapărat valoarea lui, dar atractivitatea cu siguranță. Jucători de nivel european, de nivel mondial chiar, în anumite situații, care joacă în acest campionat și care populează echipe mici din campionatul turc, niciodată n-au venit atâția stranieri ca în vara asta în campionat, este totuși un pas înainte. Încă o dată, măcar pentru a stârni un interes. Turcia este o țară cu 80 de milioane de locuitori. Pe ei nu interesează foarte mult relația pe care o au cu planeta. Sigur, interesează relația cu Germania, pentru că acolo sunt foarte mulți turci. Dar pe ei nu interesează să vândă campionatul în Coreea de Sud sau în Japonia. Evident că nu. Dar la ei, în interior, unde fotbalul este într-adevăr o mare pasiune, chiar dacă turcul nu știe multe despre fotbal, da, e nebunit să se uite să asta, eu spun că e un lucru pozitiv. Nu e nici de cum un lucru negativ. Că după aia aduci un selecționez cu notorietatea sau cu anvergura unui Mircea Lucescu și ăsta nu e în stare să facă egal acasă cu Islanda, păi nu-i vina deciziei conducătorilor de a liberaliza campionatul, iertați-mă. Da? Ei își permit, au bani, o să-l dea afară pe Lucescu, o să aducă un alt antrenor de ăsta cu nume, probabil tot așa trecut de o anumită vârstă
plin de experiență, nu are decât ăla cu marfa pe care o găsește să-i șlefuiască pe aia să ducă Turcia la campionatul mondial. Eu zic că se pot face amândouă lucrurile. Nu scrie nicăieri că dacă ai un campionat unde joacă numai tineri, numai autohtoni, tu vei câștiga toate competițiile mondiale. Absolut deloc. Așa, poți să-ți și sporești atractivitatea. Turcia nu mai era o țară ofertantă după ultimele evenimente, nici din punct de vedere turistic. A scăzut turismul în Turcia cu peste 30% în ultimele 6 luni, de exemplu. Sigur, nu stau rău, dar în orice caz sunt în pierdere de viteză. Nici campionatul lor nu mai era, nu știu ce, bătea pasul pe loc. Deci asta a fost o măsură salvatoare pentru ei. A doua, sigur, ar trebui ca naționala să nu intre în colaps pentru că sunt toate focurile de artificii trase pe toate stadioanele interne. N-au decât să găsească un om, să-l aducă pe Mourinho sau pe nu știu care la un moment dat, că așa și-a zis că vrea să antreneze și el o națională la un moment dat, să-i califice pe tur, să nu spui că nu sunt 30 de jucători de nivel mediu în campionatul turc de la care să scoți ceva. Eu zic că poți să scoți. Adică ce? Într-o grupă cu Croația, Ucraina și Islanda, tu trebuie să fii ultimul. Nu sunt de acord. Supărătoare pare a fi relația asta cu Erdogan, pentru că altfel, sincer, mi se pare o temă de dezbatere chestia asta cu jucătorii străini. Noi am avut, de exemplu, regula sub 21 de ani, care iată cât de benefic a fost. Și ce-i supărător e, ți-am spus, faptul că se pare că el se bazează foarte mult pe sprijin politic, să spunem. Ceea ce bine, bine că o apucătură... Dacă ratează și următoarele preliminare. Da, corect, dar e o apucătură pe care a avut-o în sânge dintotdeauna, da. Să fie omul potrivit la locul potrivit. Și până la urmă, na, Mircea cel Frumos, ăsta, cum îl cheamă? Da, Mircea cel Frumos. El. Sunt mulți Nea Mircea în momentul de față. Da, el e Mircea cel Frumos, omul Erdogan. Da, în orice caz, Nea Mircea, pentru că el este unul dintre personajele centrale a acestor zile, având în vedere meciul România-Turcia de mâine. Să știi că eu am prins un România-Turcia-Dane în anii 80 la Târgu Mureș, un amical. Pe vremea când Bălăni conducea Naționala României. Bălăni și juca la Târgu Mureș. Bine, e acolo, a jucat la Chimica Târnăvei. Eu mi-aduc aminte când era jucător. El a ajuns cu Japca la Steaua. Evident, el a fost jucătorul lui ASEA. Practic cel mai mare jucător din istoria clubului. E bine, ca să-i aducă un omagiu lui Bălăni, era starul echipei naționale, s-a organizat acest meci România-Turcia, la care evident am fost la mine acolo în tribuna D cu toți aia care înjurau FC Olt. Numai animale aveți, măi, în echipă, strigau ungurii noștri când îi vedeau pe aia de la FC Olt. Ăla erau cu șoarece, cu pisică, cu știi, ariciu, Oltul numai nume din astea corect, avea. Corect, și aia asta strigau. Băi, numai animale aveți în teren. Bine, și înjurau pe aia. Cine a pus, mai fluierul în gură? Ceaușescu a trimis pe tine, mai porcule! Numai așa. E bine, când au venit turcii, au tras-o pe... Da. Voi care ce ați mâncat, mai astăzi de dimineață, mai turcilor? Bineînțeles. Da, insultele alea. Pe vremea aia, Turcia era foarte slabă, ne aducem aminte, era o bucurie dacă picai cu Turcia. Vreau să spun că a fost 2-1 pentru România, da, în orice caz. Da. Meciul țin minte și acum Bălăni, dacă nu mă înșel, a dat un gol până la urmă, dar o atmosferă de asta, cum să spun, de sărbătoare, tată. Deci tot orașul erau stegulețe românești și turcești. Enorm. Adică stadionul plin a crache. Deci nu puteai să arunci un ac în el. Da, ceea ce e interesant e că pe vremea aia lumea se înghesuia la stadion ca să-i vadă pe români, nu pe străini, neapărat. Cum da, s-ar întâmpla în momentul Naționala de față. României să mergea. Absolut. N-am cunoștință, nu mi-am amintesc dacă de atunci Naționala României a mai jucat vreodată un meci internațional la Târgu Mureș. Da, acela a fost un meci cu Turcia. Bine, am mai stat la Sibiu cu Italia, da, tot în anii 80-80 și... Da, dar la Târgu Mureș nu cred că a mai fost. Deci ăla cred că a fost ultimul. Și dacă era primul, dar... Nu știu ce. Nu-mi propusese să vorbesc despre asta, dar mi-am amintit acum când vorbeam de Lucescu, care pretinde încă o dată că ar fi putut să devină antrenorul echipei naționale dacă toate forțele vii ale federației, toți cei care se află în jurul lui Mihai Stoichiță, de exemplu, l-ar fi dorit cu adevărat. Adică Lucescu e copilul ăla răsfățat, da? Sau fata aia răsfățată care îți spune nu primele 10 ori. Dar să știi că dacă vei insista la infinit, până la urmă va înclina steagul și va accepta. Da? Ea îți spune nu de primele 100 de ori. Dar dacă tu vrei, chiar vrei să insiști, toți acei nu, de fapt, sunt un început de da.
Asta cunoaștem cu toții problema asta, de tine depinde. Până când vrei să insiști. E bine, exact așa e și Lucescu. Dacă ăștia se căciuleau, se puneau în genunchi, da, îi implorau, ziceau, domnule, ne aruncăm de la Burleanu cu sabia, am tai capul dacă nu veniți, Nea Mircea, nu știu ce. Deci să se fi făcut absolut toate eforturile, toți gologanii, da, să-i mărim numai lui salariul. Să vină Tudose la televizor să spună, domnule, numai lui Mircea Lucescu îi se va mări salariul din toată țara asta, toate impozitele plătite de români se vor duce la leafa lui și după aia la pensia lui. Deci să înțelegem că dacă toate condițiile erau reunite și astrele Alinei Bădic favorabile, tu le venea. Venea Nea Mircea, astăzi am fi avut pe el selecționez, nu pe Cosmin Cosma. Da. E, cum ar fi fost, Dane, totuși situația asta? E paradoxal, dar e situația pe care o întâlnim mereu în România. Când ai de făcut o alegere, parcă nu-ți vine să alegi nimic din variantele propuse. Da? De fiecare dată când avem, uite, au fost alegerile la federație, la ligă, pardon, da? N-aveai pe cine să alegi între Gino Iorgulescu și Drăgoi, ăla de la Timișoara, care între timp știi că a plecat de la Timișoara. Păi ce să mai fac? El oricum era acolo de paie. Absolut. Sigur, adică așa. Echipa nu simțea că e condusă de cineva oricum. Dacă ce să facă? Da. Niciodată nu avem o soluție viabilă. Asta e o chestie care dă de gândit. Da, în orice caz, asta cu doritul, cu nedoritul, totuși prea răsfățat și Lucescu ăsta, mai ales că la un moment dat ne spusese foarte clar, la vârsta mea, adică 72 de ani, nu mai pot să iau un proiect de ăsta, îmi trebuie timp, și aici avea dreptate, sigur, Naționala României la cum arată astăzi, îți trebuie 5 ani minimum ca să încerci să observi primele rezultate. Ce clar că dacă iei un astfel de om, trebuie să-i dai măcar o perioadă. Lucescu ar fi ajuns la 77 de ani. Probabil că ar fi început deja să uite unii jucători. Da? Când începea să spună echipa, ajungea dincolo de linia mediană, nu mai știa cine joacă în apărare. Deci am fi avut și riscul ăsta, e adevărat. Dar ar fi fost într-adevăr o lovitură de imagine a federalilor. Deci atunci nu știu ce s-ar mai fi spus despre Burleanu, despre staful lui totalmente necunoscut de către marele public, ce ar fi spus generația de aur, dacă un astfel de om, altfel specialist în comunicare,